Ezechiel, capitolul 37, versetul 1, un cuvânt foarte cunoscut din cartea prorocului Ezechiel, probabil cel mai cunoscut pasaj din Sfânta Scriptură, din cartea Ezechiel. Pagina 842, cuvântul Domnului spune așa. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur în prejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Să mi se pare cel mai, cel mai smerit răspuns. Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. <coughs> și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare. Și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carne a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă Duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului. Prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vină din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei. Și au înviat. Și au stat pe picioare. Era o oaste mare foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că îi zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel și vei ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și voi pune Duhul meu în voi și veți trăi și vă voi așeza iarăși în țara voastră. Vă voi restaura politic și vei ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul, amin. Mă rog ca Tu să ne restaurezi, Doamne spiritual în mod special, Doamne. Mă rog să lași Duhul Tău cel Sfânt. Mă rog, Doamne, să deschizi morminte, Doamne. Mă rog să rostești un cuvânt care să aducă viață, Doamne. Mă rog să rup legăturile celui rău în numele Lui Isus Hristos, Doamne. Doamne, numai Tu faci să intre Duh în noi. Degeaba vrem noi, degeaba uh, proclamăm noi, Doamne, Duhul Tău, Doamne, să vorbească. Te rog, Doamne, lucrează Tu, Doamne, Tată, în numele prea Tău, Fiul Isus Hristos care a spus slăbănogilor, ridică spațiu și umplă, care a spus morților, scoală în picioare, Doamne, rostești un cuvânt creator, Doamne, în așa fel încât să aduci pace și eliberare. Numele Tău să fie lăudat de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos, să luați locurile. Este convingerea mea fermă că Biserica Domnului de astăzi are nevoie de o revărsare a plinătății cu Duhul Sfânt. Fără asocierea cu Duhul Sfânt, toată munca evanghelică, toate programele noastre, toate cântările noastre, toate departamentele noastre, fără o asociere strânsă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ele n-au nicio valoare. Însă atunci când Duhul lui Dumnezeu ne asistă, acolo există putere, acolo există viață. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să coboare peste bisericile noastre. Vorbim astăzi din cartea Ezechiel, capitolul 37, un pasaj foarte cunoscut, <coughs> un popor încăpățânat, la care Dumnezeu i-a vorbit 700 de ani de zile să se lase de idolatrie și n-au vrut nici cum, nici cum, nici cum, după 700 de ani de zile în care Dumnezeu tot și-a trimis proroci, ultimul a fost Ieremia, și 40 de ani în fiecare dimineață o zis, pocăiți-vă de idol, o Dumnezeu, nu vreți, vă dau zeciuiala. 70 de ani de zile, mergeți robi în Babilon. Și acolo în Babilon, în, cei 70 de ani de zile, Biblia spune că li s-au uscat oasele, erau spiritual varză. Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, au venit biruitorii lor și au zis, cântați-ne câteva cântări din cântările Sionului. Cum o la voi acolo la pocăiș? O să zic, o dar cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin, pe malurile râului Babilonului, ce deam jos și ce făceam? Plângeam, nici nu mai aveam putere să cântăm. Nu mai există în noi bucurie, celebrare. De ce? Pentru că, pentru că suntem robi, suntem uscați, uscați de tot. Ești acolo în, acea, în, acel exil babilonian. Dumnezeu ridică pe Ezechiel. Ezechiel este fiul unui preot. Trebuia să fie preot. A Dumnezeu îl cheamă să fie profet. Și slujba de profet e mult mai grea decât una de, de, preot. Pentru că trebuie să rostești fie că vor asculta, fie când vor asculta. Să nu te temi de ei, spune Biblia. Stai în mijlocul nostru un scorpion. Vezi că îți fac și ție fața aspră ca a lor. Tu să rostești cuvântul meu. Și Dumnezeu le ia pe acest tânăr, avea vreo 30 de ani de zile. Mâna Domnului a venit peste el. Și îl face să vadă starea poporului așa cum era ea. Mâna Domnului a venit peste el, spune Biblia, l-a făcut să vadă, l-a făcut să audă, intră într-o relație personală cu el și apoi îl pune să rostească ceva în așa fel încât să aducă viață în acea vale plină de oase. Și cred că Dumnezeu, când vrea să facă o minune, Dumnezeu nu caută o instituție, Dumnezeu caută oameni. Mâna Domnului a venit peste Ezechiel și Dumnezeu vrea să caute și astăzi bărbați și femei peste care să vină mâna Domnului. Oameni care să aibă o relație cu Dumnezeu. Domnul mi-a vorbit, eu am răspuns. Oameni care să aibă timpul lor de părtășie puternic cu Dumnezeu. Oameni la care Dumnezeu să le deschidă ochii și să vadă starea poporului așa cum o vede Dumnezeu. Astfel de oameni altfel vorbesc, altfel cântă, vorbesc dintr-o durere. Eu cred că prea mult de ne dorim, Doamne, te dăm bucuria mântuirii. Și nu e rău lucrul ăsta. Dar când Dumnezeu cheamă pe cineva într-o slujire specială, să știi că Dumnezeu vrea să-și împărtășească cu el nu numai bucuria, el vrea să-și împărtășească și durerea lui cu acel om. Îi spune odată Dumnezeu lui Ezechiele, Ezechiele ia să apă să vezi ce fac bătrânii lui Israel. Și apoi zice, să nu mă mâniu eu, o să vezi urăciuni mai mari. Uite de la femeile acelea care se închină la zeu Tamuz. Să nu mă mâniu eu, întotdeauna parcă Dumnezeu se uită și zice Nu, no, ce, deci înțelegi inima mea? Înțelegi să nu mă mâniu eu? Și am văzut că Dumnezeu caută bărbați și femei cărora să le deschidă Dumnezeu urechile și ochii spirituali să vadă starea poporului în așa fel încât să știe cum să mijlocească. Și oamenii aceia nu mai sunt oameni mediocri, oamenii aceia sunt oameni peste care vine mâna Domnului. Și îmi doresc ca în biserica Betel și nu numai să ridice Dumnezeu astfel de oameni. Oameni peste care să vină mâna Domnului, să aibă acea descoperire dumnezeiască din cuvânt și nu numai, încât să vedem starea și să rostim cum ni se poruncise. Lăudați să fie numele Domnului. Domnul zice, ce vezi Ieremio? Ce vezi Ezechiele? Păi zice, văd o vale de asta mare și oameni morți acolo. Numai oase uscate. Uscate de tot. Asta înseamnă că zăceau de multă vreme acolo, nu? uscate de tot. Ca și cum a fost un război de amuz 50 de ani de zile și nu au mai rămas decât schelete. Nu, nu au mai rămas nici cismele s-au deteriorat acolo și hainele pe ei, numai, numai schelete, numai oase. Când spune Biblia uscate de tot, înseamnă că ăștia stăteau de multă, de multă vreme, de tot, uscați de tot. Și problema lor era că nu era niciunul în viață. Adică un os mort, ce să faci cu el? Dacă voia să ceară ajutor la altul, nu putea, că toți erau morți. Toată valea era plină de oase uscate. Și Dumnezeu zice, fiul omului, ce zici? <coughs> Vor putea oare oasele astea să învie? Mi se pare cel mai smerit răspuns. Probabil noi am fi spus, Doamne, <coughs> normal că poate, la tine toate lucrurile sunt cu putință. Însă Ezechiel zice, Doamne, eu știu că poți, dar nu știu dacă vrei. Și zice, Doamne, Tu știi lucrul ăsta. Asta mi se pare fantastic răspunsul ăsta. Doamne, Tu știi dacă poți să vie. Și Domnul zice, uite cum facem. La oasele astea uscate de tot. Oameni care nu mai au nicio nădejde, nicio speranță, spune, gata, s-a terminat. Oameni care spune, Dumnezeu m-a părăsit, Dumnezeu a, a, a terminat terminat, gata, Dumnezeu ne-a lăsat în paragine. De atâția ani, uscați de tot, zice Domnul, eu sunt Dumnezeul minunilor. Și vreau să înțelegi în această seară că dacă ești aici și ești uscat de tot, și ai venit, poate, cu gânduri negre în inima ta, sau gânduri că Dumnezeu a terminat cu tine, că Dumnezeu nu te mai iubește, că Dumnezeu, gata, ești pierdut, ascultă cuvântul Domnului. Biblia spune așa. Primul pas ca să învie oasele astea este următorul. <coughs> Fiul omului, prorocește, proclamă, declar, versetul 4, prorocește despre oasele acestea și spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Dacă te simți uscat, Dumnezeu întotdeauna va folosi puterea cuvântului. Prorocește, proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune că eu vin la biserică, se poate să fiu uscat, să vii 5 două de duminici pe an, se poate să fiu uscat cântând în cor, se poate să fiu uscat predicând, se poate să fiu uscat recitând versete din Biblie, se poate să fiu uscat dacă ai o stare de uscăciune. Toți avem la un moment dat o stare de uscăciune. Dacă vezi că durează o săptămână, două, un an, doi ani și durează și nu găsești motive de bucurie în viața ta și ai da orice ca să mai poți zâmbi și ești într-o stare de uscăciune acolo, înseamnă că acolo e ceva teribil între tine și Dumnezeu. Și acel ceva teribil se numește păcatul. Păcatul te duce în locuri uscate. Biblia spune, aceasta este cauza. Biblia spune în Psalmul 68, cu versetul. Psalmul 68 cu versetul 6, Biblia spune așa. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Oamenii răzvrătiți, spune Biblia, locuiesc în locuri uscate. Poporul Israel a trăit în, în acea această stare de uscăciune spirituală, de ce? Datorită răzvrătirii lor, idolatriei care era în inima lor. Și acum fiecare dintre noi să ne cercetăm. Există domenii în viața noastră conștiente în care știm care e voia lui Dumnezeu și măcar că știm care voia lui Dumnezeu, suntem gică contra la voia lui Dumnezeu. No, lucrul ăla care între tine și Dumnezeu a intervenit în orbita relației tale cu Dumnezeu. Lucrul acela care nu l-ai spre nimicire, asta te face să stai uscat. Și Dumnezeu vine și îți spune, vrei să ieși din starea aia? Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Intră la un remene spiritual și de vezi păcat acolo, nu mai sta acolo în locuri uscate, mărturisește-l și pocăiește-te de el. Amin. Biblia spune în Psalmul 107. Psalmul 107, Biblia spune cu versetul 8. Spune Biblia așa. Chiar cu versetul 7. Spune Biblia așa. Ia călăuzi pe drumul cel drept, ca să ajungă într-o cetate de locuit. Versetul 10. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare. Dar de ce trăiau în ticăloșie și în fiare? pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. De ce a ajuns poporul Israel în uscăciune spirituală? Pentru că măcar că au știut voia lui Dumnezeu, au zis, nu voia ta, Doamne, ci voia mea. Și credeți-mă, putem să fim într-o stare de uscăciune spirituală, an și ani de zile la rând. Și acolo să fie un domeniu în viața ta spirituală, care nu l ai dat cu totul lui Hristos. Și lucrul ăsta te ține rob în ticăloșie, spune Biblia. Și te ține în ticăloșie și în fiare. Și Domnul se uită la, la, acest om, la Ezechiel, și zice Nu există altă soluție, Ezechiele, decât să proclam cuvântul meu. Și de ce pe când proroceam, s-a <coughs> făcut un buiet. Și oasele au început să se interconecteze. S-a făcut o mișcare. S-au apropiat unele de altele. S-a format scheletul, a venit vine, carnea a crescut, le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă Duh în ele. Și da, noi mărturisim că există putere în Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu ne adună la oaltă. Oasele uscate se adună. Cuvântul lui Dumnezeu, totuși. Aduce, acea, aduce acel vuiet, aduce acea, acea mișcare. Mai auzi în biserică, un Amin, Aleluia, se predică cuvântul, bă, îi, îi ceva, îi un vuiet, îi o mișcare. Omul zice, m-am simțit bine asta la biserică, a fost fain, până a ajuns acasă. Și când a ajuns el singur acasă, numai el cu el, iarăi tot el. Cuvântul produce o mișcare. Dar cuvântul în sine nu poate să aducă viață dacă nu este mai întâi legat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Biblia spune, fiul omului, ai văzut ce-a făcut cuvântul? O interconectat oasele, oasele s-au adunat. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu și aduce, și aduce acea conexiune între oameni. Și cred că suntem aici datorită cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Și cuvântul lui Dumnezeu produce acea stare de bine, mișcare, vuie, ce bine pe la biserică. Dar zice Biblia, uite-te, zic că tot nu era viață. S-a format scheletul, carne, vine, bă, cântare, corul. bă, a fost faimă. mă. Dar zice, îi ceva acolo care lipsește. A doilea pază, dacă vrei să învie masa asta de oase uscate, zice Biblia, mai trebuie să faci ceva. Pasul 2. <coughs> Versetul 9. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului și zi, așa vorbește du Domnul, Dumnezeu. Versetul 9. Duhule, Vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Ce-a făcut Domnul? A zis, ai prorocit cuvântul meu? Ai proclamat cuvântul meu? S-a întâmplat ceva. Dar zice, nu era viață. E ca și Adam, a fost creat frumos, da, din pământ, a fost făcut frumos, dar ce Biblia, n-avea viață și ce a făcut Dumnezeu? A suflat suflare de nări, suflare de viață unde? În nările lui. Și abia apoi a devenit un suflet viu. Cei 120 de oameni s-au adunat la rugăciune, oasele s-au interconectat, au început să se roage. Fain! O ascultat de cuvântul lui Isus. Dar a trebuit să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să poată să fie martor, așa -i? Noi ne-am adunat aici, cântăm, ne rugăm, ascultăm cuvântul, foarte bine. Dar așa e că nevoie mai mult de atât? Avem nevoie de acea prezență a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Când se face o clădire, există atâtea electricieni, fac atâtea conexiuni cu toate firele, foarte bine. Dar dacă nu e energia electrică, degeaba sunt conexiunile. La fel spiritual vorbind, toate sunt bune, nu sunt potriva memorării scripturii, a predicării și așa mai departe. Dar dacă numai asta e și nu vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Vreau să vă spun ceva. Rămânem tot acolo jos. Ești născut din apă, simbolul cuvântului și din Duh. Tu nu ești născut mai din cuvânt, trebuie Duhul Sfânt să preia cuvântul și să-l aplice inimii ca să producă convingere de păcat. Dumnezeu nu lucrează fără Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna împreună cu cuvântul face transformarea pe viață. Și mă rog astăzi să nu rămânem doar la niște, niște, versete din Scriptură, memorez, ascult predici în fiecare zi de pe YouTube și așa mai departe. Tu trebuie să te deschizi lucrării Duhului Sfânt. Să spui Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, aud atâtea mesaje, citesc atât de mult poate din Biblie. Fă, Doamne, cuvântul care îl citesc, Doamne, să ia viață, Doamne, în inima mea, în așa fel încât, Doamne, Doamne, să, să stau pe picioare, Doamne, să fiu robul Tău în generația asta. Și asta numai Dumnezeu o poate face slăvi să fie numele Domnului. Și cum face Dumnezeu lucrul ăsta? Cred că secretul ne-l arată Dumnezeu în, capitolul anterior. Ezechiel, capitolul 36, Biblia spune așa, Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Observați nouă legământ. Ezechiel 36, cu 26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmăriți, să urmați poruncile mele și să păziți să împliniți legile mele. Deci întotdeauna când Dumnezeu vrea să facă o schimbare, știți de unde începe? De în interior spre exterior. Voi pune Duhul meu în voi, Legile mele le voi pune în voi, voi scoate ceva de piatră și voi pune ceva de carne. Întotdeauna Dumnezeu face transformarea din interior spre exterior. Legalismul vrea să facă invers. Legalismul vrea din exterior. Multă teologie textilă, tot, 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 tot și au de a face cu un dresaj spiritual. De ce? Pentru că trebuie în nou legământ se întâmplă exact invers. Mai întâi transformarea pornește de unde? Din interior. Și când pornește din interior, tu păzești poruncele Dumnezeu. Nu că trebuie, ci că îți place. De ce? Pentru că acum ai o energie nouă în tine. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice: Vezi oasele astea uscate. Voi pune în ei Duhul meu cel Sfânt. Versetul 14, 37 cu 14. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, spune Biblia. Frași și surori, dragi prieteni, care suntem aici, indiferent de starea și de condiția ta spirituală, indiferent cât de uscat te simți. Ascultă-mă ce spun. Domnul Iisus Hristos a venit și a spus așa, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Crezi lucrul ăsta? Adică cu alte cuvinte, Domnul spune, nu spune în inima ta că starea ta, frate, dacă ai ști starea mea, să știi că n-ai vorbi așa. Biblia spune, nu poți fi mai rău decât un os uscat, de la lăcuit. N-ai cum, dacă Dumnezeu a putut, dintr-un os uscat de tot, să aducă viață prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, să rostească Dumnezeu cuvântul Creator, în așa fel încât cuvântul care rostești dintr-o dată să prindă viață în tine. Crede-mă că nu există stare și nu există situație cu care te confrunți acum la ora actuală pe care Isus Hristos să nu poată converti și să aducă viață spirituală. Amin? Lăudați să fie Domnul. Uitați cum, cum conectează Dumnezeu lucrurile astea. Ioan, capitolul 7, Biblia spune așa, <coughs> versetul 38. Dacă însetează cineva, versetul 37, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Auzi cuvântul? Îi un freamăt. Oai, parcă vorbește Domnul. așa e. ok. Cine crede în mine, da? Și ce se întâmplă când crezi? Vor curge râuri de apă vie. Versetul 39. Vorbea despre cine? Despre Duhul Sfânt. Auzi? Care avea să-l primească. Auzi? Cât de important este să, să faci legătura între cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, nu vreau, Doamne, să devin un papagal. Tătă viața să citesc din Biblie și trebuie să trăiesc uscat, Doamne. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mă deschid lucrării tale. Și în timp ce aud cuvântul și se aude vuietul și simt că e o mișcare, Doamne Dumnezeule, eu am nevoie de prezența Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. În așa fel încât, Doamne, să aduci viață, Doamne. Acea viață care să mă scoate din mormânt, Doamne. Acea viață care să mă scoate din stări în care sunt, Doamne. Și credeți-mă că dacă Dumnezeu a făcut conație cu poporul Israel și a restaurat-o politic, spiritual, nici astăzi noi. A restaurat-o politic. I-a scos de acolo și o a dus unde? Eu dus înapoi acasă după 70 de ani de zile. Dar uitați-vă că ei nici astăzi nu sunt restaurați spirituale. Este cea mai împietrită nație cu privire la persoana lui Isus Hristos. A venit la ei și ai săi, nu l-au primit. Nu le au trebuit cuvântul, nu s-au deschis lucrării Duhului Sfânt și până astăzi ei sunt niște oase uscate. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele lui, le-a dat dreptul ce să facă: să se numească copii, al Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci născuți chiar din Dumnezeu. În această seară, indiferent de starea în care ești, ascultă ce spune Domnul. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Același Iisus Hristos care a venit acum azi 2000 de ani să se nască și să aducă viață la oamenii uscați spiritual, același Iisus este același ieri, azi și în vecii vecilor. Și și astăzi El poate să dea viață spirituală. Și ce să faci? Să te ancorezi în Isus Hristos, să spui, Doamne, eu nu cunosc nicio altă voce decât vocea Sfintelor Scripturi. Doamne, sunt în starea de o asta de uscăciune pentru că ai spus, blestemat este omul care se încrede în om. Probabil nu într-un om. Pune omul ăla în tine, în gândirea ta. Spune, Doamne, iartă-mă că am crezut mai mult în gândirea mea decât în gândirea ta. Binecuvântat însă e omul care se încrede în Domnul. Cum este omul acela? El spune Biblia, Ieremia 17, omul acela este versetul 8. Ca un pom sădit lângă apă, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod. Oricât de uscat ar fi afară, oricât de grea ar fi arșița afară, zice Biblia, binecuvântat e omul care stă cu capul în scripturi, lângă apă. Asta este apa este apa asta. Acolo e totdeauna umezeală, așa -i? Acolo întotdeauna există putere. Omul ăla nu poate să se usuce nici în vremuri de restriște spirituală. De aceea te încurajez astăzi să spui, Doamne, mă deschid cuvântului Tău și lucrării Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Și de deci sunt într-o stare de asta, Doamne, ni s-a dus nădejdea. <coughs> Doamne, ni s-au uscat oasele. Să spui, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Înțeleg, Doamne, că nu ține de, de puterea mea, Doamne, nici de mesaje motivaționale. Trebuie să fie o lucrare supranaturală a Duhului tău cel sfânt, Doamne. În așa fel încât să îmi dai viață. Și ce s-a întâmplat? Am prorocit cum mi se poruncise. Și acum am un cuvânt pentru toți predicatorii. Eu cred că minunea asta a avut loc. Pentru că, Ezechiel, omul ăsta, chiar a fost serios cu Dumnezeu. Ăsta n-a căutat aplauzele oamenilor. Ăsta a poruncit sau a prorocit, a proclamat așa cum i-a spus Dumnezeu. Adică noi, dacă vrem să vedem o mișcare a Duhului Sfânt, un vuiet, să vedem că se coboară slava lui Dumnezeu, eu cred că noi, predicatorii, noi putem să împiedicăm o lucrare a Duhului Sfânt, să nu rostim cum ni se spune, ci să mai îndulcim. Bă, vezi că l-au dat bani, bă, nu mai vorbi de alea, lasă-mă că buba aia. Bă, nu mai zic nici de aia, mă, că ăla e acolo. Bă, Baga acum așa o glumă de n așa ca să e, știi? Și tu zici cuvântul, dar nu zici cum ți se poruncise. Și când nu spui cum îți spune Domnul, ci vrei așa ca să, să placi oamenilor să taie maioneza. Pur și simplu. Gata, s-o rup firul, mă! Zbim, mă, o bine, dar la un moment dat zice, mă, s-o întâmpla ceva, de ce? Pentru că am căutat la fața oamenilor. Și când căutăm la fața oamenilor, și nu mai zicem cum ni se poruncise Duhului Dumnezeu. Nu mai lucrează. Nu mai lucrează. Și cred că bună parte din starea spirituală a bisericilor din România la ora actuală este pentru că predicatorii au căutat faima lor și să fie apreciați de oameni și nu au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și de aceea Duhul Sfânt a plecat. Și peste unii au rămas numai oratorie și putere zero. De ce? Pentru că n-au mai predicat așa cum li se Poruncise. Și nici Duhul nu mai venit. Doamne, ridică bărbați care să nu se uite la fața oamenilor. Fie că vor asculta Ezechiele, fie că nu vor asculta, tu să rostești așa cum îți poruncesc. Și atunci, lasă rezultatele în mâna lui Dumnezeu. Facă Domnul ce-o vrea, tu rostește cum ți se poruncise. Și ce s-a întâmplat? <coughs> Zice Biblia, Versetul 10. Atât de natural. Că Dumnezeu face minunea, chiar ne depășește pe noi. Tu poți să zici acolo ce vrei, dar tine nu-i putere. <coughs> Versetul 10. Și a intrat Duhul în ei. Bang! A început o trezire. A intrat Duhul în ei. Au înviat, au stat pe picioare. Oasele alea au scate de tot. De 30 de ani nu mai simțit fiorul prezenței Duhului. De 20 de ani nu au luat cina. Dar ce s-a întâmplat? O intrat putere în el dintr-o dată. De ce? S-a ridicat cineva cu autoritate și o zis, așa vorbește Domnul, așa cum îi poruncise Dumnezeu. Și s-a întâmplat, puterea Duhului Sfânt a venit peste ei. A intrat Duhul în ei, spune Biblia, și au stat pe picioare. Și era o oaste foarte mare la număr. Frați și surori, eu cred că în România asta, cât suntem vreo 300.000 de pentecostali? Aprox. Nu mai suntem chiar atâția. Nu mai sunt copii așa mulți, ca mai de mult de aia. Eu cred că există multe oase uscate. Dacă le-ar aduna așa Dumnezeu, să ne deschidă ochii. Dar ce păștia Dumnezeu iubește? Dumnezeu iubește și lui Dumnezeu îi pasă. Îi pasă. Și ce oase uscate, ascultați cuvântul meu. Nu mai credeți în mintea voastră? Ascultați cuvântul meu. Ce se întâmplă dacă asculți în mintea ta? Ieremia 17, Biblia. Așa vorbește Domnul. Blestemat e omul care se încrede în om. În el. Mintea lui. Logica lui. Versetul 6. De ce? Este ca un nenorocit în pustiu, nu vede în fericirea, locuiește în locuri arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitor. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Și atunci ce să faci? Dacă ești os uscat, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, lasă-l pe Duhul Sfânt al Dumnezeu să prea cuvântul care rostești și să înceapă transformarea de unde? Din interior spre exterior. Și versetul 11 zice, Și mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Ei zic, ni s-au uscat oasele. <coughs> mi s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Așa, de aceea așa vorbește Domnul. Vă voi deschide mormintele. Credeți că Dumnezeu în seara asta poate să deschide morminte? Voi credeți? Hai să vă dau un sfat. Când veniți la biserică, nu veniți așa de curioși. Bă, cine -i predică? Eu ai, ăla, eu ai, nu știu ce. Oare cine cânte? Nu veniți ca și curioși. Veniți cu așteptări. Amin. Veniți cu gândul, Doamne, vorbește-mi și transformă-mă, Doamne. Azi, dacă auzi glasul, cum se spune, nu-ți împietri inima. Vino cu așteptări de la Dumnezeu. Nu veni din obișnuință. Asta e problema. Ne-am ne, -am, ne -am prea obișnuit. Din duminică, sara, ora ci trebuie să mergem la biserică. Bun, dacă vii spui, Doamne, vorbește fă să se rupă ceva, Doamne. Dăm, Doamne, idei noi, Doamne, fă să lărgești împărăția prin mine. Vă voi deschide mormintele și în rugăciunea care urmează ne rugăm, Doamne, deschide mormintele, Doamne. Doamne, scoate pruncii noștri, Doamne, care sunt în mormintele lumii acestea. Rostește un cuvânt, Doamne. Doamne, uite-te la soț, la soții, uite-te la, la familie care sunt robite de tot felul de lucruri. Spune, Doamne, rostește un cuvânt, Doamne. Și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Mai încolo zice Biblia, Versetul 13, și vești că eu sunt Domnul. Observați cum cade accentul pe gloria al Dumnezeu, nu pe Ezechiel, nu pe înțelepciunea lui, nu pe proclamarea lui. Vești că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și veți ieși de acolo, din mormintele voastre, și acum ascultați, poporul, zice stare, poporul meu. Mă, așa cum sunteți, mă, sunteți a mei, mă. Auzi? Asta îmi place așa mult. Uscați în morminte, bă, da, sunteți ai mei, mă. Păcatul vă dus într-o țară străină. De unde știi că ești uscat? Cel mai clar simptom prin care știu că cineva este uscat spiritual este că și-a pierdut bucuria mântuirii. Nu există simptom prin care să-mi dau seama că cineva este uscat decât că omul ăla nu mai are bucurie. Iisus nu mai este celebrat în inima lui. David a păcătuit și a zis, Doamne, dă-mi iarăși, nu mântuirea, dă-mi iarăși, bucuria mântuirii. Există ceva în relația ta cu Dumnezeu care, care, pur și simplu îl irită pe Dumnezeu. Și acel lucru trebuie să vii, să spui, Doamne, e un lucru dat spre nimicire. Nu-l mai țin, Doamne, nu-l mai țin. Doamne, îl îngrop la picioarele crucitale. tale. Mă pocăiesc, Doamne, din neascultarea asta care m-a ținut, Doamne, atâția ani de zile. M-a ținut, Doamne, într-o stare de uscăciune. Și Isus n-a fost celebrat. Și am zis că, A, nu e așa păcat, nu că, da da, 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 Ia lucrul ăla și dă spre nimicire mărturisește-ți păcatul și lasă Duhul lui Dumnezeu să te convingă. Și vei vedea că Dumnezeu poate să facă într-o rugăciune în seara asta ce tu n-ai putut să faci în 30 de ani de zile. Ăsta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu ne poate scoate din orice stare de uscăciune spirituală, din orice stare spirituală. Cine crede în mine, a spus Iisus, chiar dacă ar fi mort, uscat de tot, la cuvântul Creator. Aceeași gură care a Sfânt a spus să fie lumină. Aceeași gură sfântă a zis la un, la un cadavru care mirosea de patru zile. Lazare, ieși afară. Și cuvântul creator, aceeași gură sfântă, când a rostit cuvântul, a lovit mortul și mortul a ieșit afară. Poate Iisus Hristos să facă într-o singură rugăciune în seara asta ce tu n-ai putut să faci în ani de zile? Poate Dumnezeu? Doamne, trimite cuvântul Tău. Am proclamat cuvântul Tău, dar înțeleg, Doamne, că, că nu-i de ajuns. Doamne, e nevoie mai mult decât un vuiet, e mai mult, mai mult nevoie decât o interconectare, Doamne. E nevoie de energia Duhului Sfânt. Să vină puterea Duhului Sfânt. Și să experimentăm acea trezire spirituală în viețile noastre, în inimile noastre. Ne rugăm pentru noi, pentru pruncii noștri, ca Dumnezeu să ridice din orice mormânt, amin? Orice stare păcătoasă să fie dată pe față, să nu mai acoperi păcatul, acela blestemat, să-l mărturisești și să facă Dumnezeu în seara asta o minune, amin? Așa că nu spune, ni s-au scau oasele, ni s-a dus nădejdea. Că Biblia spune așa, chiar dacă o mamă își va uita copilul, eu cu niciun chip, nu te voi uita. Să știi că Domnul n-a terminat cu tine. Eu cred că în seara asta, tocmai faptul că ai auzit mesajul ăsta, este că Dumnezeu n-a terminat cu tine. N-a terminat cu tine. Dacă o mamă își va uita copilul, cum să te dau Efraime? Cum să te dau? Sunt cu ochii pe tine. Tu nu știi asta. Tu crezi că ești... Eu sunt cu ochii pe tine și când plângi, tu plângi și eu cu tine. Dar vreau să te trezești de acolo, din valea aia cu oase, să, să te lași penetrat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu și să te ridici să stai în picioare, să spui în urmă lumea înainte Iisus și să mergi acasă, prunci și să nu te mai recunoască. Nevasta, bărbatul, că mă ce cu el, mă, mă, are bucuria mântuirii, gata, nu mai uscat, dintr-o dată vrea să cânte, hai să ne rugăm, hai să cântăm. Dar ce s-a întâmplat? Că până acum era tot așa, pace, hai de, face rugăciunea de seară, pace, 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 dar în tine era război. De ce? Pentru că totul era inerție spirituală. Dar a venit Duhul Sfânt. Și dintr-o dată a venit bucurie, s-au aprins neoanele în mintea ta. Deja deci ai planuri pentru Dumnezeu, pentru copii. S-a aprins ceva. De ce? Ai avut o interacțiune personală cu Duhul Sfânt al Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Slujim în Dumnezeu al minunilor. Slujim în Dumnezeu al minunilor. Pentru că slujim un astfel de Dumnezeu care nu face minuni fără Cuvânt, fără Duhul Sfânt și fără persoana lui Isus. Ne rugăm în această seară, Doamne, ne smerim înaintea ta și trimite puterea ta peste noi. Doamne, transformă o noastră în bucurie. Hai să ne ridicăm în picioare. Ne rugăm înaintea Domnului. Credem în dragostea Lui. Nu mai credem în mintea noastră, ne încredem în cuvântul Lui și nu numai atât. Spune, Doamne, vreau mai mult decât o stare de bine. Vreau mai mult decât un vuie, Doamne. Vreau mai mult decât un freamăt. Vreau, Doamne, putere, Doamne. Vreau să ies din vale. Vreau viață. Și nu pot să ies din vale. Dacă nu mă învii spiritual, vreau să merg pe picioarele mele, să stau pe picioarele mele. Nu mai vreau doar emoții. Vreau, Doamne, puterea Duhului Sfânt să vină.